Bun găsit, prieteni! Îl avem alături de noi astăzi la interviurile TVR special pe Viorel Moldovan, atacantul echipei naționale din perioada de gloria naționalei la ultimele turnee finale la care a participat și în prezent antrenor în Liga 1 la Chindia Târgoviște. Vă salut! Bună ziua! Cum vă petreceți această perioadă grea? Vă salut și eu! Cum să mă petrec? Din ce în ce mai nerăbdători să ne apucăm de treabă. Deja avem aproape 2 luni de zile de inactivitate și simt nevoia să îi dăm bătaie. Nu mai am răbdare să stau prea mult pe acasă. Rămâne de văzut ce va fi în viitorul apropiat și dacă ne vom putea relua activitatea. Cât de greu este pentru dumneavoastră ca antrenor să țineți legătura numai prin telefon cu băieții, să vedeți cât de bine se pot pregăti în această perioadă? Ei, urmează un program de pregătire. Sunt la dispoziția preparatorului fizic. Am stabilit un program mai mult pentru a menține tonusul muscular. Vă dați seama că antrenamentele le fac cum pot și ei, acasă, în apartamente sau cei care locuiesc la casă și au puțină curte, se mai mișcă în curte, dar nu este tot una să te antrenezi de unul singur și să-ți menții acest tonus, chiar dacă este important, și să faci antrenamente organizate împreună cu tot grupul. Sper să-și mențină acest tonus, iar dacă se va relua pregătirea, să completăm diferența și să îi aducem la parametri optimi pentru desfășurarea competiției. Liga a spus mai întâi că va începe campionatul pe 5 iunie, apoi pe 14-15 iunie, la jumatea lunii iunie. Este ok atunci? Aveți timp să îi puneți pe băieții pe picioare până atunci? După 2 luni de zile avem nevoie neapărat de minim o lună de zile de pregătire. Trebuie această pregătire făcută graduat. Nu trebuie arse etapele, practic, pentru un sportiv de performanță. Să stai 2 luni de zile, chiar dacă ai încercat să-ți menții cât de cât tonusul, este practic nimic. Sunt etape de parcurs și, sincer, nu aș vrea să le ard aceste etape, să-mi bat joc de jucători. Vom vedea ce va fi, dacă se va putea relua această pregătire după 15 mai, în perspectiva terminării acestui campionat. Eu sunt destul de sceptic. Rămâne de văzut, aștept și eu să văd ce decizii se vor lua. În funcție de asta, deja am 2 planuri bine stabilite, o perioadă de pregătire de minim 3 săptămâni, iar încă o perioadă de pregătire de 1 lună de zile, să vedem unde ne vom încadra, dar vă dați seama că va fi totul pe repede înainte, va fi foarte aglomerat. Nu știu ce va fi. Eu cred că și sper să nu ne batem joc de acest campionat, să nu ne batem joc de sportiv, numai de dragul de a termina acest sezon, forțați și de alte aspecte din punct de vedere financiar. Știți și noastră toate discuțiile la nivel de ligă, la nivel de cei care au vândut drepturile de televiziune. Da, se forțează, eu cred că un pic nota. E clar că vor fi pierderi de fiecare parte. Asta e situația în momentul de față. Trebuie să vedem cum o vom gestiona, dacă vom putea termina acest sezon sau nu. Spuneați de problemele financiare. Chindia este ok din acest punct de vedere în această perioadă, pentru că toate cluburile au avut ceva probleme. Da, suntem foarte ok, suntem cu banii la zi și e un lucru de apreciat, pentru că nu sunt datorii față de jucători, față de stafful tehnic, de angajații clubului.
vreau să-mi felicit conducătorii pe această cale și toți cei care s-au implicat ca echipa să n-aibă probleme din acest punct de vedere. Sunteți practic de o viață în fotbal. Cât de tare vă lipsește fotbalul în această perioadă? Toată lumea a fost nevoită să stea în case. Dumneavoastră sunteți obișnuiți să stați pe teren, să vă antrenați, să pregătiți? Păi îmi lipsește, v-am spus adineauri. De-abia aștept să ne apucăm de treabă acum. Nici să neglijăm această problemă care a copleșit omenirea în ultimele două luni. Cu această pandemie trebuie văzut dacă se va putea relua această activitate și nu vor exista riscuri ca jucătorii sau conducătorii, antrenorii să se contamineze. Vor fi foarte multe proceduri de aplicat pentru a putea relua activitatea fotbalistică și nu numai sportivă. Nu știu ce se va întâmpla. Oricum trebuie să ne conformăm și să respectăm toate deciziile guvernamentale. Da, îmi lipsește și aștept odată să se deblocheze toată această situație. În ultima perioadă, televiziunea română a transmis meciuri de legendă ale echipei naționale la turneele finale din 1990-1994 și am ajuns la 1998, iar în acest weekend vor fi partidele cu Anglia și cu Tunisia, partide în care dumneavoastră ați marcat. Ca să luăm individual, ce amintiri vă trezește acea partidă cu Anglia pe care România a câștigat-o cu 2-1? O amintire foarte frumoasă, plăcută. Am înscris împotriva Angliei, mi-am dorit foarte mult să marchez la acel campionat mondial, jucând la vremea respectivă în campionatul englez. Aveam foarte mulți irlandezi și scoțieni în echipă la Coventry și mi-au și spus în momentul tragerii la Solskjaer, când am căzut în grupă cu Anglia, că dacă nu îi batem, să nu mă întorc la Coventry. Vă dați seama ce porniți erau și irlandezii și scoțienii pe englezi. Au fost foarte fericiți după acea victorie, foștii mei colegi de la Coventry, pentru că am reușit să câștigăm împotriva Anglia. Am primit foarte multe mesaje de felicitări. A fost un moment senzațional. Am făcut 6 puncte după acel joc și practic am fost calificați mai departe din acea grupă cu Columbia, Anglia și Tunisia. Mi-aduc aminte cu plăcere de multe ori de acea acțiune, autul bătut rapid de Petrescu, dacă nu mă înșel, pentru Gică Hagi, care a aruncat acea minge. Adams, Tony Adams, cred că era fundașul central englez, a avut o poziționare proastă, s-a băgat sub mingea respectivă, am speculat acel moment, am controlat mingea și din drob am reușit să-mi scriu în partea lui Simon. O amintire frumoasă. Sunt amintiri frumoase, mai ales să-mi scrii la un campionat mondial. Nu este de colo pentru niciun jucător și mă bucur enorm de mult că am reușit să punctez și până în momentul de față rămân ultimul marcator la un campionat mondial pentru echipa națională. Exact, chiar asta vreau să vă întreb, că dacă în momentele alea vă gândeați că acela va fi ultimul turneu final pentru România până în acești ani? Sincer, nu mă gândeam, cât sunt 22 de ani, parcă, nu? Dacă nu greșesc, 22 de ani. Enorm de mult de când n-am mai reușit o calificare la un campionat mondial. Ok, la un campionat european am mai reușit. A fost campionatul european din Elveția, Austria, campionatul european din Franța, dar o competiție mondială e un lucru extraordinar. Sper să reușim în cel mai scurt timp să obținem acea participare. De ce nu în 2024? După
acel meci cu Anglia, a urmat meciul cu Tunisia pe stadionul unde s-a jucat și finala, un stadion mare, frumos, plin. Ați înscris și atunci, însă erați, a fost un meci mai special, erați poate mai relaxați, era calificarea obținută, a fost și acel episod de care ne amintim cu plăcere, în care toată echipa s-a vopsit blondă. Da, a fost într-adevăr o atmosferă relaxantă după obținerea calificării din grupe, mai clar după jocul cu Anglia. Nu cred că a fost prea bine din partea noastră tot ceea ce s-a întâmplat după acea calificare, faptul că ne-am vopsit blonzi, dar așa a fost pariul și trebuia să-l respectăm. Oricum, față de jocul cu Anglia, fiind calificați în meciul cu Tunisia, generalul Anghel Iordănescu a schimbat puțin partitura, a folosit și alți jucători. A fost un meci, într-adevăr, fără o miză, să zic așa, prea mare. Am terminat la egalitate acel meci, cu 7 puncte, obținând primul loc în grupă. Cine a inițiat acel pariu? Spuneați de pariu. Cine a venit cu ideea? Eram la Săftica în cantonament și Neapoiul, ca să ne motiveze după ce am văzut grupa, a spus că nu avem nicio șansă și face pariu cu noi că nu vom reuși să trecem de grupa respectivă. Iar dacă nu mă înșel, Petrescu a spus că ne vom califica și am găsit acel pariu, dar ne vom vopsi blonzi dacă ne calificăm, iar dumneavoastră vă tundeți la chelie, ceea ce s-a și întâmplat. Mă rog, a încercat Neapoi să ne motiveze și a aderat la acel pariu. A fost ok că am vrut să, nu neapărat că a fost acel pariu, normal că ne doream și fără acel pariu și făceam tot posibilul pentru a ne califica mai departe din acea grupă, a fost o miză în plus, o miză în plus interesantă, ok, și distractivă, dar cred eu puțin prea distractivă la un moment dat și poate am neglijat alte aspecte, mai ales la meciul cu Croația. Iar asta v-am să vă întreb, că a spus că nu a fost foarte ok. Din ce punct de vedere v-a distras sau poate nu vă mai regăseați pe teren așa de bine sau automatismele erau fără probleme? Da, un pic cred că am fost mai relaxați și chiar și înaintea jocului cu Croația eram foarte convinși că îi vom bate. A fost un joc foarte încălcit, mi-l aduc aminte foarte clar, la Bordeaux, pe o căldură toridă, un teren foarte prost, moale, nu s-a legat nimic ca în jocul nostru. Acum nu știu dacă din cauza faptului că ne-am vopsit blond sau nu, am pierdut acel meci 1-0, după un penalti, zic eu, inexistent, un fault în afara careului, parcă la Asanovic, dacă nu greșesc. Și transformat de Schuker, dar penaltiul a fost în afara careului. Așa s-a scris istoria celui joc. Noi, v-am spus, nu am reușit prea multe la acel meci. Acum, poate și, eu știu, starea de spirit un pic relaxantă după calificarea din grupe. Când exista acel pariu Stelea, ce spunea? El era cel mai norocos? Era mereu chelios? Da, mă rog, să știți că, bine, a fost o nebunie. Practic, ne-am oxigenat părul și, dacă nu știți, pielea capului e foarte sensibilă, iar foarte mulți dintre colegii mei s-au iritat din cauza oxigenării părului. Chiar și eu am avut anumită scoarță care s-a creat din această cauză.
Da, cred că am ținut prea mult apă oxigenată. Amintiri. Amintiri nebune. Exact. Ați fost în lot și în 94, 96, 98, 2000. Unde v-ați simțit cel mai bine? Unde era atmosfera cea mai bună și simțeați că România poate să facă performanță mare? Tot timpul ne-am simțit bine și a fost o atmosferă foarte bună la echipa națională, la aceste turnee finale. Da, a fost America 94, Franța, poate mai puțin să zic așa, Anglia, a fost o situație mai specială, o grupă foarte dificilă, dar și acolo acel gol al lui Dorinel Munteanu, dacă mă aduc aminte, cu Bulgaria, nu a fost validat și poate altfel stăteau lucrurile. Am pierdut cu Franța, într-adevăr, 1-0, am pierdut de la Spania 2-1 ultimul joc, dar cu o victorie dacă obțineam o victorie în jocul cu Bulgaria, poate era altceva, dar așa, după două înfrângeri, te-a bătut și Spania 2-1, nu a fost un campionat reușit, în rest cam peste tot pe unde am fost cu naționala, anul seara a fost foarte ok. Aveți amintiri numeroase, foarte frumoase și de la echipele de club, poate și când ați câștigat campionatul cu Nantes, după care ați fost ultima echipă înainte de Lyon, care a luat apoi 7 titluri la rând. Ați înscris, îmi amintesc, împotriva lui Manchester United. Care este cea mai frumoasă amintire din cariera de jucător de club? Sunt foarte multe. Normal că titlul de campion obținut cu Nantes nu se uită și a fost un moment senzațional, special pentru mine să devin campionul Franței cu Nantes, o echipă care a surprins pe toată lumea la momentul respectiv. Practicam un fotbal de mare calitate și tot timpul în Franța se vorbea de jeu à la Nantes, jocul nantez, un joc cam în genul celor de la Barcelona, o dinamică și o mobilitate foarte bună, de la mijloc în sus, o circulație a balonului excelentă. Când mă mai uit la anumite rezumate de la vremea respectivă, sunt foarte impresionat de colegii mei și de calitatea pe care o propuneam în jocuri. Deci nu a fost întâmplător acel titlu. A fost câștigat pe bună dreptate și pe calitatea extraordinară și pe jocul colectiv al echipei. Și la întoarcerea în România ați avut încă multe performanțe frumoase, chiar de curând s-au împlinit 14 ani de la acea dublă istorică pentru țara noastră din sferturile unei cupe europene, Rapid Steaua, ați și marcat atunci. Cât de vii sunt amintirile acelea în mintea noastră? Măi, sincer, nu prea mă gândesc la ele și nici nu prea îmi place așa să mă uit la meciuri în care am jucat sau, eu știu, rar de tot dacă mai discut despre aceste amintiri. Da, într-adevăr, pentru mine a fost o șansă importantă atunci, pe final de carieră, să joc o semifinală de Cupa UEFA. Nu se știa ce putea să se aducă o astfel de semifinală, dar nu a fost să fie, a fost o dublă istorică pentru România, două echipe românești să se întâlnească în sferturi de finală, două meciuri terminate la egalitate, avantaj Steaua luat în meciul turc cu acel gol marcat de către Bănel. Așa s-a scris istoria. Acum, că am fost mai bun, că nu am fost mai bun, până la urmă Steaua s-a calificat și a jucat acea semifinală. Noi am rămas acasă. În cariera de antrenor ați fost selecționer la tineret, ați fost și secund la Naționala Mare, ați ajuns o perioadă și în Franța, la Rapid, în Liga 1. Unde vă doriți să ajungeți în continuare? Care este visul nostru cel mai mare în cariera de antrenor?
Îmi doresc și eu să fac pasul la un moment dat și să antrenez o echipă cu pretenții, o echipă care își propune țeluri înalte. Vom vedea ce va fi. Normal, în momentul de față sunt la Târgoviște și încerc să salvez Chindia de la retrogradare. Sper să reușesc acest lucru, după care vă dați seama că și eu îmi doresc mult mai mult decât atât. Dintre țările unde ați evoluat, unde v-ar plăcea să fiți antrenor cel mai mult? Franța, am avut acea oportunitate, dar nu a fost să fie. Normal că sunt campionate interesante, dar nu e ușor să ajungi într-un campionat puternic. E concurența destul de mare. O să vedem ce va urma. Important este să ai rezultate și să atragi atenția celor interesați. În încheiere vreau să vă mai întreb despre Liga 1. Campionatul, că am vorbit despre campionatul Franței, el s-a oprit cu 10 etape înainte, s-a dat campioană, s-au dat echipele retrogradate, participantele în cupele europene. Credeți că este posibil așa ceva și în România sau cum vedeți o finalizare a acestei situații dificile? E greu de spus. Aștept și eu cu nerăbdare să văd ce decizii se vor lua după 15 mai, dacă vom putea reîncepe pregătirea și, bineînțeles, tot ceea ce a mai rămas din disputarea acestui campionat undeva pe la mijlocul lui iunie. E greu, nu știu. V-am spus, sunt foarte multe proceduri. Există și o anumită presiune din partea celor care dau banii și mă refer la televiziuni ca acest campionat să se reia. Pe partea cealaltă e destul de complicat, totul va fi pe repede înainte și așa e compromis acest sezon. Ne vom bate joc de fotbal și va fi foarte complicat, plus că foarte solicitant pentru jucători să joci într-un timp atât de scurt, 12 meciuri, că vorbim de play-out-ul nostru. Într-o lună jumătate e enorm de mult. Nici nu știu cum vor sta lucrurile și cum se vor gestiona aceste aspecte pentru a avea totuși un fotbal de calitate. Nu doar să intri și să, eu știu, și așa nivelul era cum era, cred că o să fie mult mai complicat. Acum vă dați seama că nu cred că reușim să-i punem la punct din punct de vedere fizic pe jucători, plus că se expun și există riscul accidentărilor, iar tribunele vor fi goale, o atmosferă sinistră atunci când joci fără spectatori. Am mai spus, fotbalul fără spectatori e precum nunta fără lăutari, nu are niciun farmec. Va fi sinistru, asta doar ca să se termine acest sezon. Știu că există mult stres și din partea conducătorilor, echipelor, pentru că mulți depind de aspectul financiar, de banii veniți din drepturile de televiziune. Până la urmă, trebuie să se înțeleagă că există un sacrificiu pe care trebuie făcut atât din partea conducătorilor, jucătorilor, antrenorilor și a celor care au vândut drepturile de televiziune. Toată lumea pierde. Toată lumea pierde. Rămâne de văzut dacă vom putea termina acest sezon sau nu. Eu sunt destul de sceptic. Oricum, parcă ți-a ieșit din rind, din mână, parcă toată această situație creată cu pandemia asta nu va mai fi ca înainte, te indispune, te agasează, vor fi foarte multe norme de, eu știu, restricții, va fi complicat. Nu văd prea multă perspectivă, dar cei care trebuie să decidă acest lucru trebuie să-și asume din toate punctele de vedere
atât dacă se va relua acest sezon, cât și dacă nu se va relua, trebuie să ia decizii, pentru că de asta sunt acolo. Să decidă ceea ce e mai bine pentru jucători, în primul rând, pentru că ei creează spectacolul și nimeni alții. Trebuie să ne gândim la binele jucătorilor. Nu știu, dacă se îmbolnăvește un jucător, ce se va întâmpla? Sunt întrebări la care probabil vom afla răspunsul când va începe, exact cum ziceți noastră, dacă va începe pregătirea la 15 mai, dacă va începe campionatul la jumătatea lunii iunie, rămâne de văzut. Da. Vă mulțumim mult de tot pentru amabilitatea de a participa la interviurile TVR și vă dorim multă baftă și sănătate. La fel și dumneavoastră.